Ieșea 6 jumate. Și plouă în curte. Plouă în curte. Mă, de capul. Stai că țin chinul ăsta. Neața, dragilor. Este ora 6 și jumătate. După cum puteți vedea, nu se vede nimic. Este o ceață foarte densă afară. Și avem nevoie la baie. Telefonul ăsta nu face față să filmeze, dar cu ochiul liber se vede mai mult decât puteți vedea voi acum. Se vede puțin cerul acolo, dar se vede lacul așa foarte în ceață. Poate apare vreun monstru din ăsta, gen fratele monstrului din Loch Ness. Ce s-a udat cortul ăsta? Pisică, ești acolo? Da. S-a udat cortul. E foarte mișto afară. Da, e cam frig, dar e mișto așa. Se vede foarte mișto lacul ăsta. Răsăritul în partea înaltă. Ai făcut ochiul pui? Cine pui? Aoleu, ce frig e. Mamă, cât de frumos e. Răsăritul n-o să-l vedem, că e lumină deja. Ne-am apucat să strângem cortul. Mai stăm puțin, mâncăm și plecăm. Mamă, sunt, cred că, 3 grade afară și uitați-vă ce fac eu în aer liber. Tai șuncă și kaiser și fac platou țărănesc de dimineață. Ceapă verde cu ridichi. Muștar minunat. Pregătit pentru noua aventură? Da, mergem să vedem trenul cu aburi, care a fost în filmul Harry Potter. Pleacă de 2 ori pe zi, pleacă din Fort William, dacă nu mă înșel, și ajunge acolo după 30 de minute și noi cumva trebuie să fim exact la timpul ăla în care ajunge trenul, ca să putem să-l filmăm și să-l pozăm și eventual să filmăm și cu drona. Dacă mai pleacă sau nu mai pleacă, nu știm. Unii spun că în perioada asta nu pleacă, unii spun că pleacă. Dacă vom ajunge la timp, nu știm. Și înainte se găsea un loc de parcare destul de aproape. Era un viewpoint din ăsta de unde puteai să faci poze. Acum am înțeles că nu mai e și că trebuie să parchezi undeva și să mergi câteva ore pe jos. Gen o oră, două ore pe jos. Ce se va întâmpla pe drum? Vom afla în acest episod. Prima oprire este să aruncăm gunoiul pe care l-am lăsat aseară aici lângă cort. Dacă nu știți despre ce gunoi vorbesc, uitați-vă la episodul anterior, pentru că am făcut un grătar din acela de unică folosință și l-am băgat în probagaj, într-un sacoșă sigilat, dar mi este teamă că va începe să miroasă super urât la un moment dat și va trebui să ne oprim undeva aici în oraș, în Fort William. Așa este. Așa este și să le aruncăm și după care o să conducem spre, cum se numește, viaduct, ceva, vă spune Andreea imediat cum se numește zona unde vom... vedea trenul din Harry Potter, să sperăm că îl vom vedea. Arista Andreea se numește Glenfinnan. Glenfinnan sau Glenfinnan, cum se pronunță? Glenfinnan viaduct. Rain falling down. Rain. Oprim la Costa să luăm o cafea, pentru că suntem super energici în dimineața asta și mai avem nevoie și de mai multă energie. Am dormit excelent în acel cort. Anyway, un espresso și un vanilla latte aș vă face treaba cu siguranță. Rain, falling down. Rain. Îmi doresc atât de mult să fac o poză. De fapt, mai mult îmi doresc să filmez cu drona acel tren. Și faza e că plouă torențial afară. Și nu știu dacă o să reușim să ridicăm drona.
Nu! Am venit până aici, am dormit în curt, în frig. Să filmez cu drona trenul lui Harry Potter. Nu te mai prosti. Mă, nu mă prostesc deloc. Mamă, o să mai... De fapt, da, sperăm să mai avem aproape 2 ore de așteptat. Minunat. Poate în 2 ore se va opri ploaia asta. Mă duc să plătesc parcare. Este 3,50 lire parcarea pe zi. Și după care trenul cred că va trece pe la 10. Mamă, și aici e închis, nu? Se deschid la 10. Astea sunt orele când trece trenul cu aburi. La 10.45, la 7 seara și la 3. Va trebui să mai așteptăm o grămadă, gen 2 ore și ceva. Și totul este închis pe aici. Plouă de nebunesc. Foarte multe rulote care vin aici și parchează. Teoretic ar trebui să plătesc parcarea la chestia asta, dar pe ea scrie că nu se plătește la ea, că nu funcționează mașina. Sorry, mașina is out of order. Card payment, whatever, și ăștia deschid la 10. Deci o să stăm pe gratis în parcare. Dar nu știu dacă să stăm în parcare sau să mergem în altă parte. Acolo este podul și pe el va trece trenul cu aburi. Aici a fost filmată o scenă sau mai multe scene care au fost puse în Harry Potter. Trece deja un tren, numai că nu este cel cu abur. Adică șmecheria este să-l prinzi pe ăla cu abur, pentru că ăla face show-ul. Dar deja avem un tren, putem spune că am văzut ceva. Este ora 10 fără 5 minute, nu au deschis ăștia de aici. Slabe șanse să se oprească ploaia în 40 de minute să putem ridica drona. M-am uitat pe internet și nu este posibil să ridici drona pe ploaie sau pe ceață. Așa că, din păcate, o să filmăm fără drona și o să facem ceva poze. Uite cât de inteligenți suntem noi. Aici scrie de miercuri până duminică. Nu știu dacă de miercuri până duminică e deschis sau de miercuri până duminică programul este de la 10 la 4. Toată lumea vine, se uită, pleacă. Nu știm ce o să facem. Adică n-am avea nevoie să mergem aici decât să plătim parcarea. Când am venit, noi era parcarea goală. Ia uitați-vă acum câte mașini sunt. În 40 de minute ar trebui să apară trenul. Acolo este viewpoint-ul, 5 minute până sus. Faza e că n-am reușit să plătim parcarea. Noi am avut intenția de a plăti, dar nimeni nu plătește pentru că nu este deschis și mașinăria nu funcționează. Am aflat ceva informații din interior. Deci că de la viewpoint-ul ăla nu se poate vedea foarte bine trenul, se vede de la distanță și toată lumea merge încolo, și că ajungi destul de aproape. Faza e că mai avem vreo 40 de minute la dispoziție sau 30 ceva și nu știm dacă vom reuși să ajungem sau nu. Ne apropiem de pod, uite acolo este podul și mergem pe o alee din asta. Plouă încă în continuare, dar măcar aici este mai protejat că sunt copaci ăștia. Suntem din ce în ce mai aproape. Dar faza e că am impresia că o să-l vedem de jos. Dar dacă toată lumea merge înainte, probabil că au o idee mai bună despre viewpoint-ul perfect pentru a vedea acest tren decât noi care am venit pentru prima dată. Drumul duce pe aici, viewpoint, nu mai e alee. Acum mergem prin mocirlă din asta, pietre, multă apă. Mamă, dar ce aproape suntem, fii atent ce frumos se vede. Nu? Ușor, nu ți-o pe gâtul. În spatele nostru se află podul pe care trece trenul cu aburi. Acest tren a apărut, după cum probabil că ați văzut, deja în Harry Potter. Așteptăm să vină trenul din orice moment, în orice moment. Ia uitați-vă aici, întâlnirea fotografilor, fiecare cu scula mai mare. Imaginați-vă acum când trece trenul, cum o să se audă aici. Zici că e război. Toată lumea o să înceapă, ok, soldați, încărcați, trageți. Un mare fan Harry Potter. Ud, dar nu se dă bătut. Alți fani Harry Potter, care așteaptă cu nerăbdare. Eu sunt fan Harry Potter. Dar nu l-am văzut. Dar urmează să-l văd.
La propriu, cred că a durat mai puțin de 30 de secunde acest tren care a trecut aici, dar a meritat din plin acest efort, acest dormit în cort, această trezire de dimineață, așteptat în ploaie. A fost minunat această vizualizare fizică, să fii aici, să vezi trenul ăsta, este incredibilă. Dacă veniți, vă recomand, dacă veniți vreodată prin Scoția, vă recomand să faceți asta. Sper că imaginile vizuale să vă mulțumească. Noi plecăm acum. Uitați cât de lume pleacă. Adică toată lumea, că nu rămâne nimeni aici. Și mergem la mașină, după care conducem spre Edinburgh, pentru că trebuie să ajungem în seara asta acasă. Ah, mai trece un tren. Acum trecem partea aceasta, dar nu e din ala cu apă, na. Accesul cu drona nu este permis, dar poți obține un permis la numărul acela de telefon. Data viitoare o să facem asta. Dacă veniți la acest pod și vreți să vedeți trenul, nu uitați că parcați acolo și undeva lângă este asta, o barieră unde scrie no parking. Pe aici se merge. Viewpoint-ul de acolo este un total fail și nu se vede nimic. Trebuie să mergeți pe aleea asta până la pod. Parcarea este acolo, dar înainte să plecăm, am zis să facem o vizită la acel monument și am descoperit între timp aici o chestie, un drum care trece prin pădure, așa, și foarte mișto. Nu știu unde duce podul ăsta, adică podulețul s-a terminat, dar văd că încolo se tot duce drumul. Probabil că este ceva la finalul acestui drum. Vom descoperi împreună ce? Aha, am descoperit unde ajunge drumul acesta. Aici este o zonă ancient woodland. My God, cât de mișto e zona asta. Și un pod. Ce mișto se vede, fiți atenți. Wow, minunat. Copacii, podul și un lac. Și a început iar ploaia, dar o să... Să mergem. Tac, 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 tac. Uite, copacii ăștia spui că sunt din Madagascar. Vezi? Aproape, da. Aia sunt mai înalți. Ce spuneți? Dreapta sau stânga? Dreapta sau stânga? Vrei să urcăm până sus aici? După care coborăm și mergem pe aleea asta? Hai să urcăm sus aici. Ce dramatic e copacul ăsta, vezi? Uite-te la cadrul ăsta de aici. Pare foarte dramatic așa. Am obosit. Tot urcăm pe scări din acestea și nu reușim să ajungem la capătul lor. E obositor să urci toată ziua. Chestii să cobor, să urci, să cobor ea. Poate să te cazezi la hotelul ăla dacă vrei, să dormi noaptea ca să poți vedea trenul de dimineață. Cumva ăsta e summitul acestui deal, dar putem să mergem mai departe. Și cred că ajungem pe cărarea aia, unde eram acolo la bifurcație și aveam opțiunea stânga sau dreapta. Hai să vedem. N-am nici cea mai vagă idee unde mergem, dar coborâm. Doar nu să ne întoarcem înapoi pe unde am venit. Trebuie să fie diversitate. Întotdeauna pleci pe un drum și te întorci pe altul. Am găsit mure, dar eu nu pot să mă satur de peisajul ăsta. Uitați cât de frumos este. Șezi în cameră că e murdar. Nu e murdar, așa se vede. Mergem acasă. Aici și soarele. Foame ne omoară. Domnul de casă mă ia! Oh my God, ați văzut copacul ăla de acolo? Andrei merge și filmează copacul. Eu cred că ți este foarte, foarte, exact, foarte foame. Oh my God, ce mișto e copacul ăsta. Filmează telefonul meu cum filmează copacul. E foame, hai să mâncăm. Aș mânca niște sushi. Cred că copacii ăștia îmi dau o stare așa de sushi. Sushi! Jos!
Vă dau 5 lire, cât sus îmi dați de 5 lire? Atât ți-a bani am la mine, ăștia-s toți. Uite, Bringodon. Ăștia-s lire scoțiene. Faza e că dacă pleci din Scoția cu lirele scoțiene în Europa, nu funcționează, nu ți le schimbă nimeni. Și dacă vrei să pleci cu lirele scoțiene, trebuie să le schimbi în lire din alea britanice. Dar sunt la fel, adică aici funcționează și alea scoțiene și alea britanice. Trebuie să le schimbi la bancă ca să poți să le folosești în Europa. M-au mințit și pe mine unii, nu știu dacă e adevărat sau... Mergem și la monumentul acesta interesant de aici. Neamărit miliardarul se află sus acolo, cu prazul lui cel veșnic. Într-o notă mai serioasă, informații despre acest monument se găsesc aici, iar el este foarte cool așa, mai ales cu peisajul ăsta dramatic în spate, cu norii aceștia. Din punctul meu de vedere, acest lac și priveliștea asupra lui eclipsează priveliștea asupra acestui monument. Și ia uitați-vă ce frumos este în depărtare. Haideți la mașină că mi este foame și eu deja fac panoramă și caterincă proastă. Ce avem noi bun în sacoșă? Avem carne de la grătar. Grătarul de aseară, din vlogul trecut. Ne-am oprit și mâncăm pe porbagaj aici. Camerteni. Dar nu mai pot de foame. Piept de pui. Avem și tiramisu la noi, dar nu ne-am atins de el până astăzi. Gata, plecăm spre casă. Într-un final este 12 și jumătate. Ne îndreptăm spre Edinburgh. Avem de condus 4 ore. De data aceasta vom merge prin Perth. Este o altă localitate. Am venit prin Stirling și mergem prin Perth acasă. Este un drum cumva mai liber și mai puțin plin de camioane și nu se creează ambuteiaje din acelea.